Ce este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine? Pentru mine creștinismul reprezintă. Pentru mine creștinismul este. Pentru mine creștinismul este esența vieții. Este un mod de viață o viață trăită așa cum a trăit-o Hristos. Dumnezeu care mă așteaptă. Credința în centrul care se află Hristos. Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis. Pocăitul perfect Așadar, suntem confruntați cu o alternativă înfricoșătoare. Omul despre care vorbim, fie că a fost și este ceea ce a spus, fie că a fost un nebun sau ceva și mai rău. Mie mi se pare că este evident că el nu a fost nici nebun și nici demon. În consecință, oricât de ciudat sau de înfricoșător ar părea, eu trebuie să accept ideea că el a fost și este Dumnezeu. Dumnezeu a coborât cu chip uman în această lume ocupată de dușman. Ei bine, ce scop a avut această venire în lume? Ce a venit el să facă? Desigur, a venit ca să ne învețe, dar de îndată ce examinezi Noul Testament sau orice altă scriere creștină, vei descoperi că acestea vorbesc fără încetare despre ceva diferit: despre moartea lui și despre învierea lui. Este evident că toți creștinii consideră că aici se află punctul central al istoriei sirii. Ei cred că principalul lucru pe care a venit să-l facă pe pământ a fost să sufere și să fie omorât. Înainte de a deveni creștin, eu am avut impresia că primul lucru pe care trebuie să-l creadă creștinii este o anumită teorie cu privire la rostul acestei morți a lui Hristos. Potrivit acelei teorii, Dumnezeu a vrut să-i pedepsească pe oameni pentru că l-au părăsit și s-au alăturat marelui rebel, dar Hristos s-a oferit să fie pedepsit în locul lor. Și astfel, Dumnezeu ne-a lăsat pe noi în pace. Trebuie să recunosc că nici măcar această teorie nu mi se pare așa de imorală și de absurdă cum mi se părea cândva. Dar nu acesta este lucrul pe care vreau să-l spun. Ceea ce am ajuns să înțeleg mai târziu este că nici această teorie și nici o alta teorie nu constituie creștinism. Crezul creștin central este că moartea lui Hristos ne-a pus oarecum într-o relație bună cu Dumnezeu și ne-a dat un nou început. Teoriile cu privire la modul în care a făcut aceasta sunt cu totul altă problemă. Au fost emise multe teorii cu privire la modul în care se întâmplă acest lucru. Adevărul asupra căruia toți creștinii sunt de acord este că moartea lui Hristos este eficientă. Am să vă spun care este părerea mea în privința aceasta. Toți oamenii știu că dacă ești obosit și ți-e foame, mâncarea îți va face bine. Teoria modernă a nutriției, tot ce se știe cu privire la vitamine și proteine, este un lucru diferit. Oamenii au mâncat și s-au simțit bine cu mult înainte ca să fi știut despre teoria vitaminelor. Iar dacă teoria despre vitamine va fi abandonată într-o zi, ei tot vor continua să mănânce ca și înainte. Teoriile despre moartea lui Hristos nu sunt creștinism. Ele sunt explicații ale felului în care operează creștinismul. Nu toți creștinii vor fi de acord cu privire la importanța acestor teorii. Biserica Angliei nu sprijină niciuna dintre teorii ca fiind corectă. Biserica Romano-Catolică merge un pas mai departe. Dar eu cred că toți vor fi de acord că lucrul în sine este nespus mai important decât orice explicații pe care le-au dat teologii. Cred că ei vor recunoaște probabil că nicio explicație nu va fi adecvată pentru descrierea realității dar așa cum am spus în prefața la această emisiune, eu nu sunt decât un laic și acum noi începem să intrăm în ape adânci. Eu pot doar să vă spun, în măsura în care lucrul acesta are valoare, modul în care înțeleg eu această problemă. După părerea mea, teoriile însele nu sunt lucrul care ți se cere să-l accepti. Nu încape îndoială că mulți dintre voi ați citit lucrările lui Jeans și Eddington. Când vor să explice structura atomului, sau altceva de felul acesta, ei fac o descriere din care să-ți poți forma o imagine mentală. După aceea, ei îți atrag atenția că imaginea aceea nu este de fapt ceea ce cred oamenii de știință. Ceea ce cred oamenii de știință este o formulă matematică. Imaginile sunt menite doar să te ajute să înțelegi formula. Ele nu sunt realmente adevărate așa cum este formula. Ele nu îți prezintă realitatea, ci doar ceva ce se aseamănă mai mult sau mai puțin cu aceasta. Imaginile sunt menite doar să ajute și dacă nu te ajută, poți să le abandonezi. Lucrul în sine nu poate fi zugrăvit. El poate fi exprimat doar într-o formulă matematică. Noi ne aflăm aici în aceeași situație. Noi credem că moartea lui Hristos este punctul acela din istorie în care ceva absolut de neînchipuit pătrunde din afară în lumea noastră. Dacă noi nu putem descrie nici măcar atomii din care este constituită lumea noastră, bineînțeles că nu vom putea descrie nici lucrul acesta. De fapt, dacă am descoperit că îl putem înțelege pe deplin, însuși faptul acesta ar arăta că nu este ce se pretinde a fi. Neconceputul, necreatul, lucrul de dincolo de natură, lucrul care vine în natură ca și fulgerul. Ați putea întreba la ce ne folosește dacă nu-l înțelegem. Se poate răspunde ușor la această întrebare. Un om poate să mănânce fără să înțeleagă exact modul în care corpul lui este hrănit de mâncare. Un om poate să accepte ce a făcut Hristos chiar dacă nu înțelege cum operează lucrul acesta. De fapt, este cert că el nu poate afla cum operează decât după ce l-a acceptat pe Hristos. Ni se spune că Isus Hristos a fost omorât în locul nostru, că moartea Lui a spălat păcatele noastre și că, prin moartea Lui, El a înfrânt însăși moartea. Aceasta este formula. Acesta este creștinismul. Acesta este lucrul care trebuie crezut. Teoriile pe care le elaborăm noi cu privire la modul în care moartea lui Hristos a făcut toate aceste lucruri sunt, după părerea mea, secundare. Simple planuri sau diagrame pe care le putem abandona dacă nu ne ajută, și care, chiar dacă ne ajută, nu trebuie să fie confundate cu lucrul real pe care îl descriu. Totuși, unele dintre aceste teorii merită să fie analizate. O teorie despre care au auzit cei mai mulți oameni este cea pe care am menționat-o anterior: teoria cu privire la faptul că noi am fost iertați deoarece Hristos s-a oferit de bunăvoie să fie pedepsit în locul nostru. În aparență, aceasta este o teorie foarte stupidă. Dacă Dumnezeu era pregătit să ne ierte, de ce nu a făcut acest lucru fără nicio altă intervenție? Ce rost ar putea avea să pedepsească în locul nostru o persoană nevinovată? Nu are niciun sens dacă ne gândim la pedeapsă în contextul sistemului nostru juridic. Pe de altă parte, dacă te gândești la o datorie, are sens ca o persoană înstărită să plătească datoriile unei persoane care nu are cu ce plăti. Dacă ei expresia a suferit pedeapsa nu în sensul de a fi pedepsit, ci în sensul mai general de a suporta cheltuielile sau a plăti datoriile, atunci, desigur, este un lucru obișnuit ca, atunci când o persoană cade într-o groapă, efortul de a-l scoate afară să fie lăsat de obicei în seama unui prieten bun. Care este groapa în care a căzut omul? El a încercat să trăiască independent, să se comporte ca și cum și-ar fi singur stăpân. Cu alte cuvinte, omul căzut nu este doar o creatură imperfectă care are nevoie de îmbunătățiri. El este un rebel care trebuie să depună armele. Depunerea armelor, capitularea, exprimarea regretului, înțelegerea faptului că ai fost pe un drum greșit și faptul de a fi gata să începi viața din nou de la început, aceasta este singura cale de ieșire din groapă. Procesul acesta de capitulare. Această deplasare cu toată viteza înapoi este ceea ce creștinii numesc pocăință. Pocăința nu este nici de cum un lucru amuzant. Este ceva mult mai greu decât să-ți ceri iertare sau să te umilești. Înseamnă să te dezveți de toată înfumurarea și încăpățânarea eului cu care noi oamenii am fost învățați de mii de ani. Înseamnă să dai morții o parte din tine să treci printr-un fel de moarte. De fapt, este nevoie ca omul să fie bun pentru ca să se poată pocăi. Aici vine ciudățenia. Numai un om rău are nevoie să se pocăiască. Numai un om bun se poate pocăi în mod desăvârșit. Cu cât ești mai rău, cu atât ai mai mare nevoie să te pocăiești și cu atât mai puțin o poți face. Singura persoană care ar fi putut o face în mod perfect ar fi o persoană perfectă, iar aceasta nu ar avea nevoie de pocăință. Nu uita că această pocăință, această supunere voluntară la umilire și la un fel de moarte, nu este ceva ce Dumnezeu îți cere să faci înainte ca El să te reprimească, ceva de care te-ar putea scuti dacă ar vrea. Aceasta este doar o descriere a ceea ce înseamnă să te întorci la El dacă îi cer lui Dumnezeu să te aducă înapoi fără pocăință, îi cer de fapt să te lase să te întorci fără să mergi înapoi la el. Așa ceva nu se poate întâmpla. Foarte bine, deci, trebuie să trecem prin pocăință. Dar aceeași răutate care ne face să avem nevoie de pocăință, ne face să nu fim în stare să ne pocăim. O putem face dacă ne ajută Dumnezeu? Da, dar la ce ne referim când spunem că ne ajută Dumnezeu? Ne referim la faptul că într-un fel Dumnezeu pune în noi o fărâmă din sine. El ne dă puțin din puterea lui de a gândi și așa ajungem să gândim. El pune în noi puțin din dragostea sa și așa ajungem să ne iubim unii pe alții. Când îl înveți pe un copil să scrie, îi ții mâna când formează literele. Adică el formează literele pentru că tu le formezi. Noi iubim și gândim pentru că Dumnezeu iubește și gândește și ne ține de mână când facem aceasta. Dacă noi nu am fi căzut în păcat, nu ar fi nicio problemă, dar, din nefericire, noi avem acum nevoie ca Dumnezeu să ne ajute să facem ceva ce Dumnezeu, în natura lui, nu face niciodată. Noi trebuie să capitulăm să suferim, să ne supunem, să murim. Nu există nimic în natura lui Dumnezeu care să aibă legătură cu acest proces. Așa se face că drumul pe care avem nevoie acum de clăuzirea lui Dumnezeu mai mult decât de orice, este un drum pe care Dumnezeu, în natura lui, nu a mers niciodată. Dumnezeu poate împărtăși cu noi numai ceea ce are. El nu are lucrul acesta prin natura sa. Dar să presupunem că Dumnezeu a devenit om, să presupunem că natura noastră umană, care poate suferi și muri, a fost amalgamată cu natura lui Dumnezeu într-o persoană, atunci persoana aceea ne-ar putea ajuta. El și-ar putea supune voința, ar putea suferi și ar putea muri deoarece el ar fi om. Și el ar putea face toate acestea în mod desăvârșit, pentru că el ar fi Dumnezeu. Tu și cu mine putem trece prin acest proces numai dacă Dumnezeu face lucrarea în noi. Dar Dumnezeu o poate face numai dacă devine om. Încercările noastre de a muri vor reuși numai dacă noi, oamenii, ne facem părtași morții lui Dumnezeu, la fel cum gândirea noastră. Poate reuși numai pentru că este un strop din oceanul inteligenței lui. Dar noi nu ne putem face părtași morții lui Dumnezeu decât dacă Dumnezeu moare. Și el nu poate muri decât dacă este om. Acesta este sensul în care el plătește datoria noastră și suferă în locul nostru ceea ce el însuși nu ar fi trebuit să sufere. I-am auzit pe unii spunând că dacă Isus a fost Dumnezeu și om în același timp, suferințele și moartea lui își pierd orice valoare în ochii lor, deoarece trebuie să fi fost foarte ușor pentru el. Alții, pe bună dreptate, mustră lipsa de recunoștință și de amabilitate din această obiecție. Ceea ce mă uimește pe mine este înțelegerea greșită pe care ea o trădează. Într-un sens, desigur, cei care fac obiecția au dreptate, ei chiar și-au subevaluat argumentul. Supunerea perfectă, suferința perfectă și moartea perfectă nu numai că au fost mai ușoare pentru Isus deoarece El este Dumnezeu, ci ele au fost posibile numai pentru că El este Dumnezeu. Bineînțeles că acesta este un motiv foarte ciudat pentru a nu accepta obiecția lor. Învățătorul poate forma literele conducând mâna copilului, deoarece învățătorul este adult și știe să scrie. Lucrul acesta, desigur, face să fie mai ușor pentru învățător, și tocmai pentru că este mai ușor pentru el, îl poate ajuta pe copil. Copilul, dacă ar refuza ajutorul învățătorului pentru că scrisul este ușor pentru adulți și ar aștepta să învețe să scrie de la un alt copil care nu ar ști nici el să scrie și care nu ar avea un avantaj nedrept față de el, nu ar progresa prea repede. Dacă eu sunt pe punctul de a mă îneca într-un râu vigelios, un om care stă cu un picior pe mal poate să-mi întindă mâna și să-mi salveze viața. Oare ar trebui să-i strig printre gâfâieli, nu, nu e drept, tu ai un avantaj, tu ții un picior pe mal, Avantajul acela pe care poți să-l numești nedrept dacă vrei, este singurul motiv pentru care el mă poate ajuta. Când ai nevoie de ajutor, la ce te vei uita dacă nu la ceea ce este mai tare decât tine însuți? Aceasta este concepția mea despre ceea ce creștinii numesc ispășire. Dar nu uitați că aceasta este doar o altă descriere. Nu confundați descrierea cu lucrul în sine și dacă descrierea aceasta nu vă este de folos, lăsați-o la o parte. Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.